Serviciul Skype nu mai funcționează în nicio țară din lume. Anunțul a fost făcut de către administratorii companiei după ce utilizatorii au observat că nu pot intra în sistem, iar cei care au reușit acest lucru pot doar să discute pe chat în regim invizibil, fără a efectua apeluri video. Reprezentanții companiei și-au prezentat scuze și au precizat că vor remedia în scurt timp problemele apărute. Deocamdată, reprezentanții Skype nu au spus dacă este vorba despre un atac cibernetic.